Bună seara și bine v-am găsit la Fotbal Luc. Începe etapa cu numărul 17 din Liga 1 cu o confruntare între două echipe cu, să spunem, obiective diferite. Dinamo încearcă în primul și în primul rând să își salveze sezonul, să-l continue, să aibă continuitate. De partea cealaltă, Chindia, putem vorbi de un statut de revelație, deci de ce nu, pentru că orice rezultat în această seară, în afară de înfrângere, o ține foarte, foarte aproape de locurile de play-off, chiar dacă a reușit să câștige în Ștefan cel Mare, echipa lui Emil Săndoi, poate reveni acolo între primele 6 locuri. Discutăm despre această partidă, discutăm încă și despre ce s-a întâmplat și în etapa intermediară, prima a returului, împreună cu Daniel Stanciu, George Florescu și Lucian Goian. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara. Aș vrea mai întâi să vorbim puțin despre situația de la Dinamo și profit de prezența lui George și am să-i dau lui cuvântul prima dată, pentru că noi am tot discutat aici. George, ție cum ți se pare tot ceea ce se întâmplă la Dinamo, și aș vrea să-mi spui asta din perspectiva fotbalistului, adică mă gândesc că cine vrea să rămână acolo joacă pentru alte lucruri decât beneficiile financiare, dar pe de altă parte am văzut jucători precum Nemeț, chiar și Paul Anton, care au, sunt totuși jucători care aspiră la echipa națională și pentru care Dinamo în momentul de față poate că nu este cea mai bună opțiune și probabil vor vrea să plece. Da, ținând cont de planurile pe care și le-au făcut înainte de acest sezon, cu siguranță nu este cea mai bună opțiune pentru jucători de genul celor pe care i-ai pomenit, pentru că ei, într-adevăr, vor să joace la echipe care se bat la campionate ca să aibă șansa să prindă echipele naționale. Este o situație incredibilă, din punctul meu de vedere, pentru o echipă de renumele lui Dinamo. Tot ceea ce se întâmplă acolo este o, să zicem, o rușine. Mi se pare totuși că în 2021 ar trebui totuși să se pună lucrurile pe un făgaș normal și natural, chiar și în România. Cum s-ar putea face asta, Daniel? Cu garanții înainte, nu? La orice tranzacție de club și la începutul sezonului tu ai tot spus aici. Garantezi bugetul, exact. Sau mare parte din buget. Garanții financiare. E mult mai simplu la Liga 1 pentru că ai bani din televiziune și atunci oarecum poți controla. Cei care dau banii pot controla. În special, adică în speță aici e Liga Profesionistă de Fotbal. Care, normal că înainte de începerea sezonului pot cere un buget, măcar bugetul salarial. Și măcar, că pentru că ăla reprezintă cel mai mult. În România, bugetul salarial reprezintă cam în jur de 75% din bugetul total al unui club. Și în funcție de banii pe care trebuie să-i încasezi, atunci trebuie să... Adică nu poți depăși. Dacă vrei să depășești, atunci trebuie să fii cu alte garanții. Sau cu contracte ferme, nu cu o vrăjeală de contract, că ne sponsorizează nu știu cine și după aia, după o lună, ca să treci de licențiere, se anulează acel contract. DDB anunță că a plătit o sumă necesară pentru a nu fi depunctată Dinamo, însă continuă să curgă memoriile, continuă să curgă datoriile și să se înmulțească. E așa o luptă din asta foarte strânsă, 50.000 de euro sau 55.000 de euro, mai precis, sunt banii strânși pentru această partidă din bilete virtuale. Lucian, suporterii țin la aparate deocamdată clubul. Crezi că pot ține până la final? Suporterii lui Dinamo mereu au fost la înălțime și acum s-au implicat și în partea administrativă și fac o treabă foarte bună. Cred că ei sunt cei care au salvat clubul în ultima perioadă, pentru că dacă nu, Dinamo avea toate șansele să intre în faliment. Este rușinos să se ajungă în această situație. Părerea mea este că s-au făcut și sunt și niște lacune în regulamentele federației. Daniel știe mai bine, în momentul în care se face o tranzacție, îl întreb pe el, pentru că el are mai multă experiență, și dacă el mâine ar merge ca un investitor să cumpere un club din Italia, un club mic, să spună că, domnule, eu am 50 de milioane și vreau să cumpăr un club. Nu poți să mergi cu milion să dai prima oară 500 de mii, cum a dat Cortasero, și să cumperi un club.
trebuie să prezinți niște garanții, exact ce vorbeați și, și voi mai înainte. Și cred că dacă se întâmpla acest lucru, dacă nu putea să pună garanțiile pe masă, să asigure bugetul măcar pe 6 luni de zile, bugetul clubului, atunci să nu se facă tranzacția. Lăsând, permițându-le să, să preia conducerea lui Dinamo, s-a ajuns în, în situația care s-a ajuns. Și vedeți că sunt jucători, în fiecare zi apar noi jucători care depun memorii. Mă gândeam pe drum încoace, citeam știrea cu cei 5 jucători care, noi jucători care își depun memorii și mi-a lăsat aminte la când eram înainte, nu era, nici nu se punea niciodată problema de memorii. Au fost momente, s-a reglat între timp. Au fost momente grele. La, eu am prins momente grele la Dinamo. Tu nu puteai să din faci, punct așa? De vedere al rezultatelor, erau momente în care nu câștigam, momente în care dormeam la fratele meu, la Dorin, pentru că ne urmăreau suporterii să ne spargă mașinile. Țin minte când am pierdut titlul Curziceni. Odată aveam vreo 2-3 luni maxim întârziere. Și era Neatică Dănilescu, care după părerea mea este cel mai bun conducător din ultimii ani în România. Și era la Săftica, apare în timpul antrenamentului, un coleg îl vede și spune: Neatică, băgați-ne banii că merge și ne depune memorii. Și Neatică, știi ce i-a spus? Zice, tu nici nu ajungi la federație să-ți depui memorii și deja câștigat. Deci Neatică era, era senzațional. Da, dar așa, repet, da, așa un conducător era foarte bun, care are foarte multe trofee câștigate atât și la, atât la Steaua cât și la Dinamo. Nu, mi-aduc aminte că parcă sportul studențesc a declanșat așa o... pentru că se semnau contracte în alb atunci, vă mai aduceți aminte? Adică au fost vremuri și mai grele decât asta, dar într-adevăr, acum parcă totuși în 2021 și ok, e vorba de Dinamo, adică nu e vorba de orice, orice fel de club, dar da, siguranță. Lucian are dreptate. Au fost momente mult mai dificile, credem. Sunt convins, sunt convins. Acum, crede-mă că e destul de lejer. Păi țin adică minte, nu era, nu era numai cazul Dinamo. Nu, erau... Mazilu sau Bucur sau gândește la cluburile mici. Aveau contracte mici, pe, da, pe viață cu sportul studențesc. Da. Mi-aduc aminte. Mai este și Ionu Șerban, care acum în continuare aparține de sport, da, nu? De Vasile Șiman. Și atenție, are o clauză. Ionu Șerban cred că este cel mai curios, da, cel mai curios caz. Are un număr de minute, deci el trebuie să bifeze niște minute, da, altfel... Nu, clauza cea mai importantă e că în momentul când el devine liber, Dinamo trebuie să-i plătească 1 milion. Și de aceea îi prelungește mereu contract. Incredibil. Incredibil. Da. Da, uite, astea au fost făcute înainte, să, înainte de Cortasero, înainte de... Înainte, da, dar repet, probabil că sunt niște, niște portițe care permit unor conducători să facă, unor patroni, pentru că Vasile Șiman era patronul sportului. Dar nu este normal, jucătorul ăla săracu nu mai are nicio șansă. Adică poate ar trebui să, ar vrea să meargă undeva, să plece la altă echipă, să aibă, să reînceapă de la zero, să înceapă să joace meci de meci. Așa se duce undeva jumătate de an, după aia trebuie să se întoarcă, trebuie să joace niște minute ca să nu se activeze clauza. Da, da. E ciudat. Gândește că Șerban, de când vorbim de caz concret, el a semnat că dacă, fără acordul lui, nu se putea face acest transfer și nu se putea încheia acel contract între cluburi. Probabil avea atunci o semnătură între ei, știi? Clubul, club... Și Daniel, tu știi prea bine că nu, înainte erau unii conducători din vechea gardă, când era în birou, semnai, nu conta, semnai și în alb, semnai, mai ales când era vorba de un club mai mare, când, când ajungeai acolo, da, aveau o tactică. Transferul ăsta lui Șerban e făcut așa la granița între ce era, dezastru care era înainte și acum trebuie să fim corecți că 90% cam toate regulamentele sunt în favoarea jucătorului. E adevărat, mai sunt încă probleme la comisii, că te mai plimbă și în general la CNSR atunci la prima comisie la, la, pe lângă federație sau Liga Profesionistă de Fotbal, dar în general jucătorii își câștigă s-au mai cu ceva întârziere, dar nu foarte mare, așa cum era pe vreme. Da. Cum dădești tu exemplu și gluma aia cu Neatică Dănilescu. Dar cam așa era. N-avea nicio șansă. Dar cam așa era. Înainte și nu Neatică Dănilescu făcea și... gluma asta. Cred că toți conducătorii erau atunci. Eu n-am ajuns niciodată pe la... Am avut un mare noroc, n-am ajuns niciodată pe la comisii, dar știu jucători care erau mult amânați și din motive... Corect. Minore. Bacă nu aveau timbru depus la dosar. Mai amânau. Următorul termina peste o lună sau nu știu, da, când. Dar, George, tu ai pățit din asta? Următoarea, n-ai plătit taxa de 2 lei. Nicăieri, niciodată? Da, el a plecat mai devreme. El a plecat când trebuia. Sincer să fiu, n-am întâlnit situații de genul ăsta, dar până la urmă cred că ar trebui să ne concentrăm nu neapărat pe ceea ce se întâmplă în cazul jucătorilor, pentru că ei o să își depună memorie și o să câștige.
ce se întâmplă cu Dinamo? Ce se întâmplă cu un club de renumele lui Dinamo? Pentru că de-a lungul istoriei Dinamo este probabil pe același piedestal cu Steaua, sunt cele mai cunoscute echipe din România. Da, și am văzut și articole mult în presa spaniolă, bineînțeles că jucătorii ăștia după ce au plecat au fost întrebați ce s-a întâmplat acolo, că nici și am apărut în Marca, în AS, așa cum suntem în, în fotbalul nostru. Aș vrea să mergem pentru prima dată în Ștefan cel Mare pentru a-l asculta pe Geri Gane. Bună seara, domnule Gane. Spuneți-ne cum au fost aceste ultime zile, ce s-a mai întâmplat, care mai sunt noutățile, cine a mai plecat. Sunt foarte multe informații, așteptăm de la dumneavoastră să ne elucidați. La fiecare meci avem așa multe de spus înainte de meci, pentru că, da, de pe o zi pe alta se întâmplă multe lucruri. Au mai plecat doi jucători, e vorba de Thomas și de Juan. Noi venim după un rezultat foarte bun. Mă bucur enorm pentru rezultatul de la Mediaș cu Hermannstadt. Și îmi doresc totodată ca pe viitor și să nu mai îmi plece jucători, să am o mai mare liniște și stabilitate la nivel de lot, pentru că nu ne mai putem să permite să pierdem jucători la meciurile pe care vor urma. Gazonul, cum vi se pare? Jucătorii se plângeau puțin la o primă inspecție înainte de meci, că ar fi înghețat. Da, eu cred că arată bine, se poate juca. În momentul ăsta eu cred că e în condiții. Trebuie să ne așteptăm la temperaturile astea și la zăpadă, pentru că e o perioadă foarte, foarte grea. Să sperăm că nu e mai rău. Dar din ce știți, din ce cauză arată așa? N-a fost pornită instalația de încălzire? E și această problemă financiară? Sau spuneți-mi dumneavoastră ce știți? Un an plus. Nu știu. Dar nu e chiar așa înghețat în momentul ăsta. Să sperăm că mai târziu nu va fi mai rău. Dar eu cred că se poate juca. Cu o victorie astăzi, Dinamo depășește Chindia și urcă pe loc de play-off. Ar fi frumos în acest moment să putem să intrăm în primele șase după perioada asta grea, chiar dacă e pentru moment și vor fi multe etape. Nu mă gândesc la acest lucru, v-am spus, mă îngrijorează și îmi doresc ca zilele următoare să am o stabilitate mai mare. Am vorbit cu cei din DDB și mi-au spus că o să facă tot posibilul să rezolve să nu mai plece jucători. Dar noutății financiare, s-a mai plătit ceva de undeva, au mai intrat banii în cont? Am văzut declarațiile lui Cortasero, cum că ar veni într-adevăr acei bani, dar nimeni nu mai crede, pentru că a vorbit foarte mult și a făcut puțin. Sau zero. Spuneți-ne despre Chindia, o echipă pe loc de play-off, cum spuneam, și are cea mai bună linie de deplasare la egalitate cu CFR Cluj, cele mai puține goluri primite. Păi, a reușit un tur de campionat foarte bun, pentru că a avut o constanță, nu numai în rezultate, dar și în joc, o organizare foarte bună, este o echipă incomodă, o echipă arțăgoasă, în care Emil a reușit să-i dea un stil de joc și, drept dovadă, au rezultate foarte bune. Spuneați de jucătorii care pleacă în fiecare săptămână, adică de fiecare meci, și ne uitam pe banca de rezerve, mulți copii la Dinamo, nu? Deja se rărește. Am 9 jucători sub 21, asta a fost și la media, sper să mai recuperez din jucători, pentru că în afară de plecările pe care le-am avut în ultimul timp de jucători, am 3 jucători accidentați, e vorba de Pulici și Ricci Grigore, ei deja de ultima etapă au avut probleme, dar eu cred că pentru meciul de la Botoșani îl vor recupera și îl vor recupera și pe Meghi. Fabrini, titular, am înțeles din ce spuneau fanii că a acceptat să continue cu niște condiții financiare reduse. Da, înainte de meci, cu o zi înainte, am fost sunat de cei la DDB și mi-au spus că au rezolvat cu unii jucători și că săptămâna asta vor mai rezolva cu o parte din jucători și cel puțin la nivelul ăsta să avem liniște, că nu ne mai pleacă jucători, pentru că e foarte greu, suntem deja în competiție și aș mai avea nevoie de 2-3 jucători să completez lotul, dar o să vedem în ce condiții putem să-i aducem și dacă găsim exact ce ne trebuie. Meciul se joacă fără spectatori, ca toate partidele din această perioadă, însă virtuală se joacă cu casa închisă. Fanii au vândut toate biletele. Fantastic, e un lucru minunat să auzim că sunt cine sprijină, că fac aceste gesturi minunate și ne dau încredere. Ne dau încredere că putem merge mai departe. Mulțumesc și mult succes! Da, l-am ascultat pe Geri Gane, a plecat așadar și Juan Camara. Uite, Lucian, că tot evocai tu alte vremuri, vezi, se joacă fără încălzire, se joacă spartan, cum juca și voi înainte, de multe ori. Da, am prins de multe ori terenul înghețat, însă erau alte vremuri. Acum ar trebui să se creeze condiții propice pentru jucători, pentru că se pune, cum spunea și George, în pauză, se pune în pericol integritatea jucătorilor. Se pot interveni accidentări grave, care duc la alte repercusiuni mult mai neplăcute și
E dureros. Dar acum, având în vedere situația în care se află Dinamo, citim știri în care se spune că aveau făcut rost de bani de masă, să le ceri să pornească încălzirea, probabil ar fi niște costuri mult mai mari și probabil se adaptează. Dar, repet, sunt niște legi. Fiecare club pentru licențiere trebuie să aibă încălzire, dar trebuie liga să oblige să o și folosească. Degeaba ai încălzire dacă nu o folosești. Și au mai fost cazuri și în anii trecuți în care jucătorii au jucat în minte un meci pe la Târgu Mureș. Asta voiam să spun, adică cred că arbitrul Daniel poate opri meciul, dacă vede că nu. Adică are dreptul ăsta, nu? El decide, arbitrul decide dacă terenul este practicabil sau nu. La Târgu Mureș nu era încălzire. Da, nu era încălzire. Nu era încălzire deloc. Nu, dar atunci s-a dat drumul. Acum probabil nu cred că va fi cazul, pentru că nu e atât de frică atunci. Dar atunci era terenul, dacă mi-aduc aminte bine, Avram, arbitrul, a alunecat. A și căzut, da. A și căzut destul de urât. Și au fost și jucători care au căzut destul de urât și pot interveni accidentări. Da, atunci a fost o situație... Pentru că te loveai un pic de regulament, pentru că noi am vrut să mutăm meciul la Mediaș sau la Cluj. Eram la Târgu Mureș atunci și nu ne-a aprobat liga, pentru că trebuie să, dacă vrei să modifici locul de desfășurare, trebuie să anunți cu 7 zile înainte. Bun. Sau poți face asta cu acordul adversarului, iar adversarii nu au fost de acord. Normal. Și atunci a rămas la latitudine arbitrul dacă dă sau nu dă drumul la joc, pentru că era programul destul de aglomerat, așa, bine. Era meci în decembrie, da, nu? Cu cine a jucat atunci? Cu Pandurii. Iar cei de la Pandurii n-au vrut. Păi nu știi că au ieșit la pauză. 100%. Au ieșit la pauză. Bine, ei aveau alte nemulțumiri, că aveau probleme cu banii, că nu erau plătiți vreo 4-5 luni. Și la pauză n-au mai vrut. Inclusiv Marian Condescu, cred că a încercat să facă presiune înainte de joc și apoi... El era cel care cerea să continue, dar nu mai vreau jucătorii lui. Sunt unele lucruri în care liga este permisivă și acum era o situație în care puteau să fie mai flexibil și nu au fost. Deci nu înțelege dar nimeni. Știi cum e? Că până la urmă te lovești de lucrurile astea și uite, vin ce povesti ai și sunt foarte multe, nu numai povești, că sunt chiar reale din urmă. Și atunci, lovindu-te, trebuie să adaptezi regulamentul. Adică trebuie să-l faci și pentru oameni normali și pentru cei care încearcă să nu fie normali, să încearcă să păcălească. Și atunci trebuie să faci o combinație. La noi întotdeauna, nu numai în fotbal, ci în societate, așa, legile sunt făcute sau ar trebui făcute destul de complicate ca să mulțumească pe toată lumea sau să fie atentă la toată lumea. De asta spun că poți să schimbi. Mai e o problemă cu instalația de încălzire sau instalația de nocturnă, nu? Poți modifica rapid să cauți un alt teren care să fie în condiții bune și atunci nu-ți mai trebuie acordul cuiva. Dom'le, constați, asta e situația, adică e o chestie reală. Dar mulți încearcă să păcălească și cu lucrul ăsta. Însă, cred că cel mai corect ar fi la licențiere, ca o echipă care își dorește să joace cel puțin la Liga 1, că Liga 1 de fapt ce? Este oglinda fotbalului românesc, nu? Acolo trebuie să ai condițiile minime. Și ca să ai un teren cu încălzire în situația în care tu joci în decembrie, ianuarie, februarie, mi se pare o chestie normală. Nu poți să aduci o echipă care nu are stadion, dar de fapt să duce joace la 200 de kilometri de locul de origine, păi atunci tu pentru cine joci? Ok, acum ai o situație că nu-ți vin suporterii. Exact asta voiam să spun, este o problemă mare. Adică sunt mai multe. În primul rând ar trebui obligate cluburile să aibă o garanție financiară că pot să suporte un an de zile activitatea fotbalistică a jucătorilor, să poată să-i plătească pe jucători, pe cei angajați de la stadion, fiecare trebuie să fie plătit, pentru că sunt foarte multe cazuri. În 2021, cum spuneai, este oglinda fotbalului românesc, dar nu arată bine oglinda asta, e puțin deloc crăpată. Nu arată deloc. Și stă să cadă. Da. Și atunci, nici cu asta nu sunt de acord. S-au întâmplat înainte de pandemie, au fost multe cazuri cu multe echipe care jucau meciurile de acasă pe alt stadion. Și așa suferim la capitolul suporteri. Corect. Trebuie să facă ceva liga, federația, au bugete. Să facă ceva să atragă. Eu am jucat în India 4 sezoane. Acolo sunt alte condiții, sunt alți bani. Dar știau, aveau un marketing extraordinar de bun. Știau cum să atragă lumea la stadion. Și nu prin costuri foarte mari, prin niște idei.
Deci nu era vorba de costuri, domnule, nu aveam bani. Asta este. Cu 1000 de euro pe lună ai niște idei extraordinare, Lucian, și poți să atragi suporteri la stadion. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, vom discuta însă după, vedem și echipele rămânesc cu noi.